Pentru sesiunea specială a Bacalaureatului, candidații se pot înscrie în perioada 70 mai. Prima probă va începe pe 21 mai, fiind vorba despre proba scrisă la limba și literatura română. Pe 31 mai se vor afișa rezultatele până la ora 12, iar contestațiile se depun în acea zi între orele 12 și 14. Până pe 3 iunie se rezolvă contestațiile, iar pe 4 iunie se vor afișa rezultatele finale. Această sesiune specială a Bacalaureatului se va desfășura tot în Prahova, dar deocamdată nu s-a stabilit în ce localitate. Anul trecut a fost organizat în Vălenii de Munte.